Salut! Vă rețin atenția doar câteva momente și vorbesc despre turism. De ce despre turism? Pentru că, iată, suntem cu toții mirați de ce se întâmplă, de explozia prețurilor și n-aș vrea să vorbesc în primul rând despre turismul din România, ci despre turismul planetar, pentru că nu e așa foarte mult și, bineînțeles, vom vorbi la final și despre turismul nostru de aici, unde sunt și eu implicat. Susțin turismul românesc. Trebuie să recunosc. Însă, hai să vedem ce se întâmplă pe planetă. Cu toți ați simțit în 2022 o ușoară creștere în sezonul estival, însă iată ultimele date. Cineva care și-a făcut vacanța, o bună prietenă de-a mea pe care o salut, are o cafenea pe Tomis, care și-a făcut vacanța într-o zonă destul de drăguță a Italiei, nu neapărat cosmopolită, îmi spune chiar ieri la cafea: domnul Nelu, am fost eu, soțul și băiatul, am stat o săptămână și ne-a costat 4.700 de euro o săptămână. Ne-am dus să ne cazăm, ne-au arătat camerele, nu ne-au plăcut, am mai dat 450 de euro și ne-am schimbat camerele ca să stăm și noi, nu așa, în Italia, într-o zonă care să ne placă. E adevărat că în Italia cu 120-130 de euro, dacă ești mai ales într-o stațiune, este destul de greu să găsești o cameră, dar trebuie să ne învățăm și cu alta. Femeia nu avea experiență. Bun, trebuie să discutăm, în afară de Italia, care a suferit, eu știu, creșteri spectaculoase de preț, iată un mare tur operator anunță chiar ieri, din Italia, repet, că un mare complex hotelier, nu vreau să-i dau numele, în care lucrau peste 500 de persoane, este obligat, din cauza facturilor, să-și înceteze activitatea. Italia, atenție! Deci Italia, care este o țară eminamente turistică, unde toată lumea visează despre lucruri absolut spectaculoase. Italia. Cu toții ați simțit că în această vară nici Grecia n-a mai fost Grecia pe care o cunoșteați. Au suferit și acolo modificări. Am avut prieteni care au fost în Grecia. Superba Grecia, Grecia pe care o iubim cu toții, pe care o respectăm cu toții, și istorie și turism, nu e așa, câte clipe minunate nu am petrecut în insulele pe la greci. Însă și în acest an, și la greci, se cunoaște într-un fel sau altul un vânt rece a scumpirilor. Iar din ultimele date avute de la prietenii mei, spun că și acolo lucrurile sunt spectaculoase cu privire la prețuri la servicii. Ați fost în Turcia de curând? Am un prieten care face curse regulate către Istanbul, absolut spectaculos, pe care îl salut, noroc Daniel. Însă frizerița mea are obiceiul, bunul obicei, ca măcar o dată la două luni de zile, să plece într-un city break la Istanbul. Și mi-a spus: domnul Nelu, am avut noroc că am luat mai mulți bani la mine, dar și mai mare noroc am avut că s-a terminat vacanța duminică. Ce a vrut să spună femeia? A vrut să spună că raportându-se la bugetele anterioare, și-a luat ca orice creștin român la el un anume buget. E, a avut noroc că s-a terminat vacanța, pentru că nu mai avea bani de cheltuit. Și la turci, și la Istanbul, veți găsi cu toții prețuri mărite. Deci, iată, bineînțeles, o să spuneți, rămâne Cairo, care nu face neapărat parte din piața noastră economică, nu face parte din Europa, însă și acolo, dincolo de Hurghada, care s-a șters ușor din strălucirea pe care o avea atunci când mergeam uzual noi, acolo turiștii români, dincolo de obligativitatea, dacă vrei, de a vedea piramidele măcar o dată în viață, strălucirea istorică, pe turism nu mai este nici acolo ce a fost. Oamenii au început să caute și alte stațiuni limitrofe sau vecine cu Hurghada. Vă spun Hurghada pentru că majoritatea dintre dumneavoastră știți foarte bine, era o țintă, o destinație foarte căutată de noi. Ce vreau să spun? Vreau să spun că dacă aveți, pentru că nu e așa, se apropie iar sezonul mini-vacanțelor forțate sau, cum să spun, cadou, ar trebui să aveți în vedere că bugetul calculat anterior nu prea se potrivește cu ce urmează să vi se întâmple la destinație. Și nu spun acum că biletul va fi umflat. L-ați achitat foarte bine, vacanță plăcută, însă mă refer aici la bani de buzunar, la bugete cheltuite altele decât cele, dacă aveți ultravol inclusiv sau ceva de genul, dacă ați ales o destinație unde trebuie să mai și plătiți mâncarea sau băutura. Lucrurile au devenit mult mai scumpe și nu exagerez cu nimic dacă bat un 40-50% din discuțiile mele cu colegii mei din Europa.
Ne întoarcem puțin la România pentru un minut. România, iată, chiar ieri, un mare tur operator din Delta, atenție, Delta, țintă, stațiune, destinație, wow, planetar dacă vrei, un mare tur operator spune că de pe 15 noiembrie 2022 este nevoit să-și închidă porțile pentru că încasările nu acoperă cheltuieli. Și bineînțeles aici vorbim despre cheltuieli energie în toate, sub toate formele ei, dar și personal, dar și după 1 ianuarie, probabil că știți, legislația se schimbă radical apropo de cei care nu au angajați, nu mai vor plăti doar 3% impozit pe încasări, ci 16% din profit. Lucrurile se schimbă, fix asta ne trebuia. Dar nu comentez, sunt deja legi date, nu sunt eu cel care să caute vinovați sau să sufle de scenarită. Ba, din contră, căutăm soluții, eu și grupul nostru de prieteni încercăm într-un fel să optimizăm cheltuielile pe consum, pentru că aici când vorbesc de turism, iată, eu mă aflu în Mamaia, este absolut superb, este o zi de vară la aproape început de noiembrie, chiar cineva, o familie, am văzut că se ducea cu șezlongurile la pachet către malul mării. Și dacă vreți să discutăm, nu o să vorbesc de turismul românesc, despre, nu știu, saloane sau despre restaurante unde fac evenimente. Este alt palier. Mă refer la turismul clasic, camera de hotel sau vilă. Apropo de asta, fac o paranteză și atrag atenție celor care au închiriat cu camera până în anul ăsta, că începând de acest an și, nu-i așa, anul viitor, va fi foarte greu cu cazatul în camere particulare, pentru că în 571 ăsta ISU prevede că trebuie autorizat acest spațiu sau nu ai activitate deloc. Adică legea devine stufoasă și aici, o să fie o presiune pe hoteluri și aici nu e așa, atunci când există cerere, există și creștere de preț. Se întâmplă oriunde pe planetă, de ce nu și la noi. Deci spuneam că un mare tur operator, un tip care conduce, un manager pe care dumneavoastră îl vedeți pe toate ecranele televiziunilor, a spune nu mai pot, închid și cu siguranță vor urma și alții. Cu siguranță, iată, ne întoarcem la paradigma pe care am spus-o din 2019. Apropo de asta, turismul planetar, nu românesc, nu și-a revenit deloc din 2018. Nimic. Cine spune mie că și-a mai câștigat 0,3-0,4 în plus este un mare mincinos și nu vrea să fie realist. Din 2019 încoace, turismul planetar nu și-a revenit. Vestea proastă este că tot o să coboare. Vor avea de câștigat micile module, iată, vorbim acum de sărbătorile de iarnă în pensiunile din Marea Mureș sau de la munte, unde și ele vor fi mult mai scumpe, pentru că până la urmă totul costă, nu ai cum să ții, dar vor avea totuși câștig de cauză cei care au gospodăriile proprii, cei care au modulate 5, 10, 11, 12 camere. Este să gestionezi, să administrezi într-un sătuc și alta este să fie aici, cum sunt eu, la un hotel de 5 stele super cunoscut pe plan național în centrul stațiunii Mamaia. Lucrurile stau total la fel. Autoritățile sunt mai relaxate cu ei. La noi, într-un fel sau altul, trebuie să dai cu subționatul aproape în fiecare zi. A devenit obișnuință să răspundem la controle. Este firesc, nu-i așa? O să spuneți dumneavoastră, este alimentație publică. Vorbim de sănătatea umană și bine că este așa. Cu mici excepții, sezonul estival 2022 a trecut fără mari probleme, câteva mici probleme particulare undeva pe la Costinești, dar restul, într-o scară de la 1 la 10, eu zic că un 7 ne merităm și este mai mult peste... Apropo de asta, îmi spunea cineva, băi, am fost la greci într-un restaurant, păi dacă deschidea la grecul restaurantul la noi în Mamaia, în două zile era închis. Adică sunt unele țări, sunt unele state, sunt unele guverne, sunt pe altă planetă, totuși sunt în Europa, care sunt mult mai relaxați cu agenții economici. Nu cer asta eu, nu o să fiu nici, mai ales că de asta mă ocup. N-am să cer niciodată o relaxare, însă o corelare a timpurilor cred că este necesară. Știți de ce mă tot uit încolo? Deasupra nisipului să văd valurile de căldură în aer. Știți cum e vara în toiul verii? Fix așa se vede acum. Este adevărat că și vremea s-a schimbat. Din fericire, este cu noi. Am avut o vară superbă din vedere meteorologic. Iată acum, sunt 25 de grade, spuneam că arată bordul mașinii. Afară, la plajă, chiar este chiar mai bine. Însă nu știm să ne adaptăm. În weekend-uri care ar trebui să fie într-un fel sau altul animate pe litoralul mării, stațiunea astea care oferă absolut spectaculos, duminică oamenii au făcut baie la mare, dar nu spun să faci baie, dar vremea este superbă, încă restaurante sunt deschise, nu ne adaptăm, ducem lipsă de modulare, de metamorfozare imediat atunci când este cazul. Nu știu cine trebuie să vină să ne învețe și aici mă adresez colegilor din Horeca, care dintr-un motiv sau altul a venit 1 septembrie, eu știu motivul, că rămâi puțin, te omoară ăștia.
Am înțeles mai pe românește spus. Însă, și aici, nici autoritățile, nici noi nu suntem în stare să facem ceva care să aducă plus valoare. Suntem într-o luptă permanentă internă. Se întreține și nu știu cum, de cine reușește, cine e atât de diabolic să mențină lupta asta între turist și operatorul de turism, între noi și autorități. Nu știu de ce s-a transformat toată conviețuirea asta noastră într-o luptă continuă, într-un hate permanent care ne face rău tuturor, pentru că până la urmă, dacă îmi permiteți, o să termin cu ce am început. Nu este turismul nostru, este turismul vostru. Și aveți nevoie cu toții să mergeți într-o cameră curată, aveți nevoie cu toții să fiți primiți bine, aveți dreptul din lumea asta să vă... Că dacă vă dați concedii și le petreceți în lift, dacă vă luați concedii ca să vă zugrăviți casele, nu-i de ajuns. Te duci și începi munca, concediile-ți date pentru a te relaxa, așa cum am fost învățați. Repet, turismul nu și-a revenit absolut deloc din 2019. Suntem cu toții într-o acalmie greu de explicat, din punctul meu de vedere, că până la urmă am auzit acum toată lumea se sperie de o implicare directă a României în conflictul ăsta. Sunteți nebuni cu toții. Eu zic să vă pregătiți pentru ziua de mâine, să vă faceți proiecte pentru 2023, că dracul nu e atât de negru, devine din ce în ce mai negru cu cât noi devenim legume, activitatea noastră se oprește, gândurile noastre negative le depășesc pe cele pozitive și nu mai avem, nu mai creăm, nu mai facem nimic pozitiv. Mamaia, România, vacanță plăcută!